Alan Bliss, justițiarul din Miami 4. Cu condiția să acționezi repede, adăugă el. Crezi că te vei descurca, fil? Saco își înăbuși un mârii de furie neputincioasă. Îl ura pe acest omega care îl împușca cu informații oribile de la celălalt capăt al firului, dar și mai mult îl ura pe că ăla de Tommy Drake care îl băgase într-o astfel de situație. Da, mă voi descurca, mormăi el cu o voce pe care se străduia să o fac cât mai fermă. Ți-o doresc, să nu uiți că toată lumea contează pe tine. Să nu te lași dus, filă. Saco se încordă tot, foarte conștient de reversul medaliei. Dacă rata operațiunea, vulturii se vor repezi ca să-și împartă fieful lui. Asta era legea junglei și el o alesese. Spune celorlalți că mă voi ocupa," mormuie el. Omega închise fără să mai adauge ceva și Saco formă imediat un număr. Saco își aduna trupele, iar timpul era atât de scurt. Inspectorul Wilson își goli ceașca de cafea și o împinse cu un gest nervos pe biroul încărcat cu hârtii. Se așeză bine în fotoliu și își întinse picioarele, refuzând să se uite la ceasul de pe perete care arăta o oră târzie. Dosarul Hennan era larg deschis în fața lui. Începea să-l cunoască pe de rost, dar asta nu însemna niciun progres. Wilson știa exact cum murise John Hennan. Restul rămânea confuz în mintea lui. Bineînțeles că explorase pista sugerată de la Mancia. Ca să descopere identitatea fetei, moartă și ea în cursul atentatului și ceea ce descoperise trezise în mintea lui amintiri pe care le crezuse uitate pentru totdeauna. Apoi FBI-ul îi confirmase că Rob Doland trăia. O sonerie îl aduse la realitate. Inspectorul Wilson, zise el cu un automat ridicând receptorul. Lucrez până târziu, inspectore. Wilson recunoscu imediat vocea lui Frank la Mancia și răspunse destul de tăios. Am o grămadă de treburi. Bănuiesc, știi că ne aflăm doar la câteva ceasuri de finalul finalurilor? Serios, pot să pun prin soare pe ce vrei. Saco și Ornelas își vor trage o ciocăneală. Îmi închipui că nu vrei să rate spectacolul. Wilson puse repede mâna pe un creion. Unde și când? întrebă el. Nu te ambala, îi răspunse liniștit la mancea. Trebuie ca cele două armate să-și ocupe pozițiile. Departe de a-l liniști pe Wilson, această remarcă îl scoase din sărite. Doar nu vrei să stau aici cu mâinile încrucișate. Îți promit că nu vei pierde nimic. Nu-ți cer decât puțină răbdare. Și morga din Miami să se umple de cadavre, nu cred că pot să-mi ofer acest lux. Atunci, cu atât mai rău. La revedere, îi zise la mancea suspinând. Hei, nu închide, te ascult! Vocea lui la Mancea deveni bănuitoare. Nu pot să spun nimic precis. Poți avea încredere în mine? Îmi cerca mult, zise Wilson. Îmi place să știu unde pun piciorul înainte de a păși. Da, așa e jocul, zise la Mancea. Apoi îi dădui inspectorului câteva indicații prețioase. Și brusc totul se lumină. La Mancea se pregătea să închidă când Wilson izbucni. Hei, Doland! Avea impresia că simte o ușoară ezitare la capătul celălalt al firului. Apoi a auzit din nou vocea. Numele meu este la mancia. Ești obosit inspectore?" O, oh, ok, băi Wilson, care se simțit deodată stupid și ridicol. Ascultă. Mulțumesc pentru informație. Pentru puțin să nu întârzi. Wilson, formă și el invitează un număr de telefon. La fel ca Filip Sacco, inspectorul de poliție, și-a adunat și el trupele. 22. Șoferul lui Toro opri vechiul Cadillac. Abia se crăpă de ziua. Dar primele lucire ale zorilor nu luminau încă acel cartier în nordul orașului Miami. Numai oceanul căpătase un ton cenușiu care se întindea progresiv peste plașă, apoi peste hotelurile de pe mal. Casa lui Ornelas era o vilă somtoasă situată într-un cartier rezidențial din nordul orașului. Toro își zicea că Raul nu numai că trădase cauza poporului său, dar își părăsise și semenii instalându-se în altă parte, într-un cartier unde nu putea să ajungă niciun cubanez. Da, Ornelas era un trădător în sensul cel mai cumplit al cuvântului, dar în dimineața aceea, el Toro îi va explica că de mult greșise. Proprietatea nu semăna prin nimic cu o fortăreață. Era înconjurată de un zid decorativ înalt de un metru și jumătate, iar clădirea se afla la capătul unei peluze plantată cu copaci. În câteva secunde, toroșii și oamenii lui abandonaseră mașina și escaladau fără dificultate zidul de incintă. Apoi se grupară în umbră ca să asculte ultimele instrucțiuni ale șefului lor. Toro nu avea decât foarte puțini oameni. Trebuia, deci, să aibă toate șansele de partea sa. În adins, hotărâse să lovească în primele ceasuri ale dimineții. După o noapte petrecută în picioare, în momentul acela, vigilența santinelelor este foarte slabă. Oamenii de paza lui Raul Ornelas se aflau lângă vilă și moțăiau. Toro și oamenii lui traversaseră în viteza Peluza. Emiliano. Lichidă prima santinelă cu o lovitură de pumnal în coaste. Toro se apuc, a, ocupă chiar el de a doua. Îi trecu în jurul gâtului o coardă de pian în timp ce tipul fuma liniștit, cu privirea pierdută în direcția oceanului. Firul de metal tăia adânc carnea moale, eliberând un mic geyser de sânge cald și o murmurin câteva secunde. Cei șase oameni dă dură o col casei fără să mai întâlnească altă rezistență descoperiseră repede ușa din spate. Înarmat cu un pistol mitralieră Uzi, Juanito intră primul, ceilalți urmându-l de aproape. În bucătărie dă dură peste alți trei pistoleros, ocupați să-și ia micul dejun înainte de a-și schimba colegii de afară. Urmă o rafală brutală și camera se transformă în haos. Toro abia a avut timp să-l recunoască pe unul din oamenii lui care îl trădase pentru a intra în rândurile susținătorilor lui Ornelas. Cei trei pistoleros erau înarmați și toți trei își apucaseră pușcoacele cu o rapiditate profesională. Arma lui Juanito mitralia încăperea din lung în lat cu o ploaie de proiectile care intrară adânc în corpurile apărătorilor casei, transformându-i în cadavre. Se repezirea afară din bucătărie, știind că nu mai putea conta pe efectul surpriză. Vă în salon, într-un salon luxos cu mobile din lemn masiv, la capătul căruia se vedea o scară. Aproape imediat se auzi clănțănitul unei arme pe treptele de sus. Cei șase oameni se împrăștiară prin salon, adăpostindu-se după mobile. Unul din și lui Toro reacționase ceva mai târziu și al doilea glonț al trăgătorului ascuns îl nimerise în plin, lăsându-l lat pe mochetă. Toro ridică arma și trase chiar în momentul când pistolul mitralier al lui Juanito trăgea și el o nouă rafală de proiectile. Crucificat de perete, trăgătorul vomă un val de sânge înainte de a se rostogoli pe trepte. Trecând peste cadavru, Toro și oamenii lui se năpustiră spre scară, urcând cu prudență, pândind primejdia, dar un nou tir de baraj căzu peste ei din capătul de sus al scării. Juanito primi un glonț între ochi și un al doilea sub dumărul lui Adam, dar degetul lui crispat, într-un ultim spas pe drăgaciul armei, eliberă o rafală care îl tăie pur și simplu în două pe inamic. Dintr-un singur elan, cei patru supraviețuitori ajunseră la etaj și vizitară pe rând camerele. La ultima, Toro cu un semn, se dădu un metru înapoi și sparse ușa cu o lovitură de picior, apoi se trase într-o parte așteptându-se la o ploaie de gloanțe. Camera era goală, patul răvășit și hainele împrăștiate pe jos indicau totuși cu claritate că Ornelas se aflase acolo cu câteva minute mai înainte. Torc scotoci camera și ieși pe balconul care dădea spre piscină. Nimic. Mute uimire și îndreptă privirea spre marile dulap de haine cu uși culisante. Ridică țeava armei și trase trei gloanțe în ușile dulapului. În dulap răsună imediat un strigăt înăbușit și torul deschise ușile cu un gest furios. Trădătorul stătea gemuit lamentabil, ascuns în spatele unui șir de costume luxoase. Luptătorul pentru libertate îl apucă de păr și îl trase cu brutalitate în mijlocul camerei. Raul stătea gemuit și gemea protejându-și fața cu brațul. Toro se strâmbă dezgustat. Ce ascunde în spatele costumelor, Raul? Spaima sau murdăria ta? Ornelas era al cavarul. Înțelesese că ora încheierii socotelilor definitive sunase în mod irevocabil. <coughs> 23. Don Philip Saco ar fi vrut să-și aprindă trabucul, dar era prea nervos și se temea să nu-i se observe tremurul mâinilor, să nu le arăte niciodată trupelor că e neliniștit, mai ales în clipele dinaintea bătăliei. Cu el erau șase în roles, doi lângă el pe bancheta din spate, doi pe strapontain și doi în față, toți erau înarmați până în dinți și se vedeau, după privirea vârrea lor, că mirosul sângelor, sângelui li se urcase deja la cap. Soldații ăștia erau niște băieți curajoși, cam tineri, poate, dar în ultima vreme media de vârstă era în scădere în rândul pistolarilor. Saco trebuia să se mulțumească cu această stare de lucruri. De o parte și de alta a Rulsului, erau garate două lincoln Continental, în fiecare dintre ele se aflau tot câte șase oameni, în total 18 trăgători. Trecuse mai mult de o oră și jumătate de când toată lumea aștepta în acea parcare. Așteptau ca mașina încărcată cu recunoaștere să-i anunțe că dușmanul se profila la orizont. Strategia stabilită era foarte simplu. simplă și asta îl încânta pe saco. Ca să se ajungă la autostrada ce ducea la Key Biscayne, Existau trei drumuri, iar cubanezii, în camioanele lor furate, erau obligați să apuce pe unul dintre ele. Puteau să vină pe Dixie Highway, la sud-est, sau pe Bric Brickell Avenue, sau pe Bay Short Drive. La nord-est, Deci Saco postase în mod judicios mașini pline cu trăgători acolo unde fiecare dintre aceste trei drumuri dădea o autostradă ordonase oamenilor lui să anunțe rolul imediat ce dușmanul își făcea apariția. El însuși alesese pentru trupa lui de protecție o poziție situată la o distanță egală față de cele trei puncte strategice, astfel încât să se poată avânta repede la atac, indiferent de unde ar fi venit primejdia. Un plan simplu, acoperiseră tot teatrul operațiunilor. Sacon nu pricepea prea bine ce combinație făcuse Tommy Drake a furisiții lui de cubanezi. Dar deocamdată îl durea în cod de, acest, de asta. Trebuia să-i aducă pe toți pe drumul drept și să încheie câteva socoteli. Ăsta era lucrul cel mai important. Și de asemenea era timpul să-și ridice prestigiul cam nesigur în ochii celor din Comisiune. Mai târziu, după ce va curăța terenul, va avea timp să vadă până unde se infiltraseră paraziții pe teritoriul lui și poate că atunci își va permite luxul să-i arate unui stupid azi de pică că bătrânul mai știa să țină în frâu o revoltă. Un aparat de emisie recepție hârâi și saco tresări fără să vrea. Smulse aparatul din mâinile șoferului și îl duse la ureche. Aici digăr, mă au șefule? Saco recunoscu vocea celui care îi conducea pe cerceta și postați pe Brickell Avenue. Te ascult, se răsti el. Ce s-a întâmplat? patru camioane la orizont, îndesate cu cubanezi. Încetinește-le înaintarea cum poți. Venim. Ok, șefule. Saco intră imediat în contact cu celelalte două mașini, știind că va avea nevoie de toate trupele lui. Toată lumea se îndreptă spre poziția 3, răcni el. Poziția Brichel, înainte nu așteptă răspunsurile. Șoferul lui de mara se întrombă și accelerația bruscă îl lipi pe saco de spătarul banchetei. Oamenii din jurul lui își verificau artileria. Își scoase și el revolverul. De ani de zile nu mai trăsese un foc de armă, dar cu siguranță că nu își pierduse îndemânarea. Circulația era practic nulă pe la Avenue, când cele trei mașini, cu rol să-l înfrunte, pătrunseră pe această arteră de circulație una după alta, îndreptându-se spre punctul de întâlnire. Lui Saco nu-i fu deloc greu să recupereze, repereze ținta la peste 200 de metri în fața lui. Contactul fusese stabilit. Cadilacul lui Digger se afla de-a curmezișul drumului și oamenii ghemuiți în spatele lui trăgeau deja în direcția unui camion oprit. Unul din oamenii lui Saco zăcea pe asfalt inert, într-o baltă de sânge văscos care se scurgea încet spre marginea șoselei. Trei camioane se opriseră în mijlocul șoselei și cu banezii care săriseră jos se desfășuraseră în linie de atac. Un al patrulea camion încerca să se ocolească vehiculul mafiei, dar fusese oprit brusc de trupa de intervenție. Parbrizul pulverizat și caroseria ciurită de gloanțe indicau cât se poate declar violența înfruntării. Rolsul și celelalte două mașini care îl însoțeau frânară, scrâșnind din toate cauciucurile. În ciuda tirului susținut, Saco, uitând o clipă de reumatism, sări afară și alergă cu capul aplecat, simțind o furie devoratoare în piept, până la vehiculul lui Digger și făcu imediat cunoștință cu tirul infernal. Inamicul trăgea cu vreo 20 de arme automate. Diger se ridica alături de șeful lui, căutând un unghi bun de tras. Un glonț să-l pugni deodată, intrându-i în ochiul stâng și ieșindu-i prin ceafă. Saco reacționa imediat, se ridică cu o fracțiune de secundă, îl reperă pe trăgătorul care îl doburuse pe digăr și ochii. Glonțul îl săltă în sus pe cubanez, care se cabra deasupra lui înainte de a se lipi de aripa celui mai apropiat camion. Inima bătrânului mafios o bătea cu putere. Mirosul prafului de pușcă îi umplea nările. Încă unul din oamenii lui se nărui lângă el, împușcat mortal. arma mai căzu cu un zgomot înăbușit pe șosea. Puțin mai încolo, Sacoș văzu șoferul prăbușindu-se, cu gâtul literalmente tăiat de un glonț enorm. Execuția lui Saco, excitația lui Saco se schimbă în curând în frică. Oamenii lui pierdeau teren în fața unui dușman mult mai puternic din punct de vedere numeric și se întrebă dacă va scăpa cu viață din această confruntare infernală. Nu-și putu să imagina o asemenea desfășurare de forțe dușmane, dar era mult prea târziu ca să mai poată da înapoi. Un cauciuc al cadilacului făcu o explozie, urmat de un altul, după care limuzina cea grea început să se lase încet obligându-l pe Saco să se aplece și mai mult pentru a evita linia tirului. Gloanțele loveau ca grindina în caroseria mașinii. Cât timp va putea să reziste? Pe toți dracii dracilor, era adevărată sminteală. Îi veni deodată ideea să bată în retragere, ca să se poată refugia în rolul lui blindat, dar până acolo risca să fie doborât ca un iepure. Se văzu mort, lungit pe asfalt, sângerând cu capul spart și mațele împrăștiate. Gândul acesta îl revoltă. Se ridică pe jumătate gata să strige un ordin de repliere generală, dar încă nu deschisese gura când o armă buguia surzitor undeva în apropierea lui, acoperind un moment zgomotul tuturor celorlalte arme. Saco văzut cu ochii lui cum marele proiectil izbi partea din spate a unui camion care făcu explozie cu o bubuitură monstruoasă proiectând rămășițe de fierărie incandescentă în toate direcțiile, spre cer, țâșniră, fum și flăcări, iar corpul îngrozitor de mutilate săriră în sus, înainte de a cădea ca niște mase informe. Cadilacul se ridică și se poticni. apoi căzu pe burtă cu nasul în țărână. Revolverul îi lunecase din mână, dar capul nu a avut timp să-l recupereze. Alte două explozii răsunară una după alta. Săriseră în aer încă două camioane. Cineva strigă foarte aproape de saco. Un urlet înfiorător neomenesc și marile granguri din Miami a avut nevoie de multe secunde ca să înțeleagă că acea voce isterică era a lui. Helicopterul survola arhipelagul insulelor. Așezat lângă Grimaldi, Rob Doland examină autostrada care lega între ele pământurile acelea ieșite din apă. Ținea în mână un aparat de emisie-recepție. Helicopterul revenea spre peninsulă. Sub ei, oceanul de un albat stru intens se întindea la infinit. Justițiarul era înținută de luptă, gata să treacă la atac. Survolau o plajă lungă și pustie când aparatul hârâie. Aici, Digger, mă auzi, șefule? Te ascult, ce se petrece? Patru camioane la orizont, îndesate cu cubanezi. Încetinește-le înaintarea cum poți. Venim. Ok, șefule. Urmă o mică pauză, după care vocea lui Saco s-a auzit din nou. Toată lumea se îndreptă spre poziția 3, poziția Brichel. Înainte, Doland îi făcu cu ochiul lui Grimaldi. Care dădu din cap, schimbând direcția spre Brickell Avenue, fără să părăsească linia malului. După câteva minute, reperăm micul convoi. În frunte, rolsul gri metalizat, urmat de două lincolnuri negre, în urma lor destul de departe, dar deplasându-se cu mare rapiditate, alte două mașini se îndreptau spre aceeași țintă. La prima vedere, erau vreo 40 de trăgători poate chiar mai mulți, dacă ar fi fost înghesuiți ca sardelele în limuzinile lor mari. Justițiarul se întreba câți cubanezi erau în cele trei camioane, al patrulea fiind probabil plin cu explozibili și arme. Helicopterul se deplasă în picaj spre câmpul de bătălie, unde Cadilacul negru blocase înaintarea celor patru camioane. Împușcăturile începuseră deja. Grimaldi vira pierzând atitudine pentru a-și alege punctul de aterizare. După câteva clipe, cobora la mai puțin de un metru și jumătate deasupra acoperișului în terasă al unei spălătorii automate, la marginea străzii. Justițiarul își dădu drumul prin sas, în picioarele când atinse betonul și se îndreptă în fugă spre extremitatea acoperișului care dădea spre câmpul de bătălie. Afla la numai puțin de 50 de metri. Grimaldi luase imediat altitudine și se îndepărta. Întăririle mafiei ajunseseră la destinație când Dolan sosi la postului de observație. Trăgătorii săreau afară din marile lor cutii lucitoare și împușcăturile își sporiseră intensitatea de partea cubanezilor, răspândiți în jurul camioanelor lor. De acolo, de unde se afla, Rob Doland recunoscu silueta lui Phil Sacco, mișcându-se ca o marionetă printre gloanțe pentru a se refugia în spatele cadilacului așezat de-a latul drumului și transformat deja în sită. Și de o parte și de cealaltă, oamenii cădeau ca muștele. Doland își stabili cel mai bun unghi de apropiere. Armele și explozibilul cubanezilor se găseau probabil în ultimul camion care încheia convoiul. Era mai prudent și totodată mai simplu pentru aruncarea în aer autostrăzii Biscain, după trecerea primelor trei camioane. Justițiarul, ținti cu lansatorul de grenade XM-18 și își anunță prezența trăgând o încărcătură explozivă în ultimul camion. Urma aproape imediat o deflagrație fantastică care sfârșie cerul în timp ce solul începea să tremure. Geamurile caselor din preajmă se făcură țândări și chiar câmpul de bătălie dădu impresia că este ridicat de la pământ. Oamenii se ridicau de jos cu greu șocați. Tirul armelor automate încetase dintr-o dată și Dolant profită de răgazul relativ ca să marcheze alte puncte. XM-18 trase două grenade incendiare și una fumigenă. Apoi încă două explozive în vehiculele care transportau trupe. Cele trei camioane săriră în aer într-o succesiune rapidă de fleșuri imense, iar oamenii din ele se pomeniră împroșcați în sus. Supraviețuitorii năuci se înăposteau orbește încercând să se adăpostească de ploaia aceea infernală. Doland expedie o nouă grenadă în rostul lui Saco, care luă foc aproape imediat și a un alt vehicul vecin. Pe câmpul de bătălie domnea acum haosul. Unii mai trăgeau orbește, dar nimeni nu era în stare să-l localizeze pe autorul acestui dezastru. Dolant le mai trimese câteva încărcături cigașe, apoi trase cu pușca de asalt asupra câtorva siluete care se mișcau cu greutate, după care se făcu tăcere flăcări gigantice continuau să mistrie ce mai rămăsese din camioane și din mașinile mafiei. Minusculul receptor hârâi și vocea binecunoscută a lui Jack Grimaldi răsună în urechea lui Doland. Justițiarul își astupă cealaltă ureche cu mâna ca să audă vocea care venea din cer. E timpul să o ștergem. Vine cavaleria. Doland zâmbi. Cavaleria putea să vină. Începea să se audă urletele sirenelor. Bob Wilson și brigada lui de intervenție veneau să numere morții. Le ura noroc. Justițiarul mai avea o întâlnire urgentă. Trebuia să-l vadă pe Toro și să trateze cu el înainte de a considera terminată misiunea la Miami. Helicopterul venea deja să-l ia, coborând ca o mare pasăre metalică. 24. Raul Ornelas nu-și mai făcea nicio iluzie în privința șanselor ei de supraviețuire. Era așezat în partea din spate a vehicolului Cadillac, flancat de un om, în timp ce Toro se așezase lângă șofer. Nu fusese legat fedeleș și putea să se miște, dar soldatul de lângă el ținea pe genunchi un browning de 9 mm automat, prefăcându-se că se uită distrat pe fereastră. Ornelas știa prea bine care va fi reacția acestuia dacă va încerca să fugă. Se învărtiseră prin Miami mai mult de o oră și în cele din urmă pătrunseseră în Lumos Park. Șoferul trăsese mașina într-o parcare rotundă la umbra unor copaci mari, chiar în fața unui spațiu pentru picnic, acum pustiu. Un decor cât se poate de pașnic. Toro și adusese acolo fostul camarad ca să-l ucidă. Cel puțin asta era convingerea lui Raul. Nu exista alte explicații logică. Și de aceea Ornelas considera că nu mai avea nimic de pierdut. De ce n-ar fi încercat ceva disperat? Și dacă rata, ei bine, cu atât mai rău. Asta fusese tot. Băieții lui Toro îl scotociseră, dar în grabă, parcă de formă și bineînțeles că nu dăduseră peste pumnalul de care Raul nu se despărțea niciodată. Mânerul era camuflat în catarama de centură și lamă. Cu tăiuș dublu stătea într-un toc cu sub direct pe centura din piele de crocodil. Ornelas se foi nervos, încrucișându-și mâinile pe genunchi. Tipul de lângă el nu făcea nicio mișcare, dar Raul surprinse privirea șoferului din oglinda retrovizare. Își duse încet mâna dreaptă la catarama de la centură și o lăsa acolo. Dacă era rapid, dacă nu-și pierduse îndemânarea, îi rămânea o șansă infimă. Inspiră profund, își reținu respirația și își încordă mușchii, rugând cerul ca cel aflat lângă el să nu-l simtă tremurând. Trecu o secundă, apoi încă una. Sângele îi pulsa în urechi, asurzindu-l. Raul se temea că îi va lipsi forța și precizia. Se concentra străduindu-se să respire încet, Întoarse cata lama și trase în sus. Lama de oțel ieșea în același timp în care Ornela se întorcea în loc și pumnalul mătura aerul ca un fulger strălucitor. Omul din dreapta lui mai mult simți decât văzu venirea loviturii mortale. Dar contraatacă prea târziu. Lama intra foarte ușor în carnea gâtului, secționând artera jugulară care elibera imediat un adevărat clocot de sânge cu un gest sălbatic, Cornelal strase lama și se năpustia asupra lui Toro, care începea să se întoarcă și îi arătă fața din profil. Cuțitul aluneca pe umărul obrazului ca să pătrundă în orbita stângă și să iasă în partea cealaltă a nasului. Toro sări în sus și își prinse fața cu amândouă mâinile. Fără să-și tragă sufletul, Ornela se-l atacă pe șofer și l-a cu febrilitate carnea de la ceafă. Omul urlă și se cabră ca o, un rictus de agonizant, în timp ce își ducea amândouă mâinile la gât să-și scoată cuțitul înfipt solid între două vertebre. Ornelas se trase scurt înapoi și se aruncă după revolverul care alunecase jos. Îl încărcă, apoi se dădu înapoi și deschise portiera. Cu fața numai sânge, toros se întoarse să-l înfrunte și ridică arma. Dar Ornela sări afară și început să tragă orbește în interiorul mașinii. Toru primi un glonț în piept, făcu un efort supraomenesc să tragă și ultimul lui cartuș nimerit sub brațul stânga lui Raul, rupându-i cămașa și rănindu-l. Ornela se rămase un moment amețit, apoi, încet, cu prudență, se ridică în picioare. Își strânse rana cu brațul ca să nu mai... ca să mai oprească val de sânge și se aplecă în interiorul mașinii, golind cărcătorul în cadavrul lui Toro. Apoi se îndepărtă clatinându se simțea că puterile îi slăbesc cu repeziciune, dar era viu. Fie ar să fie, trebuia să găsească repede un doctor dacă voia să rămână în viață. O porni poticnindu-se pe aleea centrală a parcului, înregistră un zgomot sau mai curând o mișcare ceva de care ar fi trebuit să țină cont, dar creierul lui nu mai reacționa. La volanul mașinii sport, rămasă de la Evangelina, Rob Dolan pătrunse cu mare viteză în Lumos Park și imediat încetini, căutând cu privirea Cadillacul. Avea întâlnire cu Toro și cu Ornelas. Voia dovezi tangibile că ambasada cubaneză și DJ-ul se aflau la mar originea monstruosului proiect de la Key Biscayne. Numai după aceea va pleca liniștit, știind că vinovații vor plăti pentru josnicia lor. Raul Ornelas era piesa de bază a acelui joc de puzzle demențial. Razele soarelui tropical începu să străpungă ceața care urca dinspre ocean și în curând avea să înceapă o zi superbă. În orice caz, pentru unii. Zărica de departe în fața lui, oprită în fața terenului de picnic jură și acceleră brusc văzând bătălia care se dădea în interiorul vehicolului. Văzu un om sărind jos, apoi trăgând de mai multe ori. Din interiorul mașinii nu-i răspunse decât un foc de armă. Omul se clătină, se îndreptă și început să fugă. Justițiarul înțelese imediat totul. Știa cine era omul care încerca să se îndepărteze. Și mai știa că, din păcate, sosise prea târziu o furie devastatoare puse stăpânire pe el. Apăsă pe accelerație, îndreptând mașina direct spre omul care se clătina și care părea că nu mai vede și nu mai aude nimic. Îl lovi în plin. Șocul îl ridică de la pământ și corpul lui recăzu greu pe capotă, iar capul îi se izbi de cadrul parbrizului care se făcu țăntări. Un oribil trofeu însângerat. Doland opri vehiculul și alergă spre Cadillac. Privină întru și toate temerile, îi se confirmară. Un măcel oribil. Toro, luptătorul pentru libertate, se golea de sânge și unul din ochii lui nu mai era decât un terci purpuriu. Justițiarul se îndepărtă și aruncă o privire plină de ură spre cadavrul lui Ornelas. Totdată se simțea slab, golit de toată energia și își simți gura invadată de un gust amar. Bătălia de la Miami costase prea multe vieți omenești risipite în mod inutil. Dar Rob Doland știa cel puțin cine trebuia să plătească factura. Ajunse cu pași lenți la mașina lui, împinse cu furie într-o parte cadavrul trădătorului și se așeză la volan. Epilog Jorge Ibarra bău o gură de șampanie, jurându-și că îl va ocărâ pe intendentul ambasadei care cumpărase o marcă atât de grețoasă. Apoi renunță imediat la strâmbătura scârbită pentru a zâmbi nevestei ambasadorului unei mici țări africane. De altfel, Ibara era sătul până peste cap de mondenitățile diplomatice. Această flăcăreală de salon la care îl obligarul lui de atașat cultural îl plictisea profund. Întoarse un moment capul gândindu-se la evenimente. Proiectul de la Key Biscayne se terminase cu un dezastru, dar nu era nicio nenorocire. Ibarra reușise totuși să dezlănțuie violența pe străzi și aruncase o umbră incontestabilă asupra prestigiului Americii. Nimeni la Havana sau la Moscova nu se va gândi să îi reproșeze banii investiți în această operațiune. Totuși se întreba de ce Saco, Seniorul mafiosul din Miami se hotărâse să se arunce în, încăierare. Asta nu avea niciun sens. Atașatul cultural asculta cu discreție și zâmbeau aspeților lui africani când garda lui personală, Esteban, își făcu apariția pentru a-i comunica că era chemat la telefon. Omul de la capătul celălalt al firului, un anume José, insista să vorbească imediat cu Jorge Ibarra în persoană se scuză politicos față de mica delegație africană și se duse să vorbească din biroul lui. Se grăbea să schimbe două vorbe cu Raul Ornelas. Poate că dobitocul se aștepta la felicitări. Îi va fixa o întâlnire. O singură concluzie se impunea acum când totul se terminase. Eliminarea discretă a renegatului. Descuie ușa biroului cu cheia pe care o avea, nu o avea decât el apoi o închise cu grijă în urma lui și căută pe pipăite între rupătorul. În întuneric, lumina puternică îl făcu să clipească un moment și imediat simțit că în încăpere se produsese ceva anormal. Clipii din nou încercă să înțeleagă și deodată văzu un cartonaș, un joker așezat la vedere lângă telefon. Apoi se porucă perdelele duble de la fereastră și se mișcare imperceptibil. Deodată se dădu de în lături și Ibara a făcut un salt înapoi, cu ochii ieșiți din orbite. Un tip înalt, într-un costum luxos, se înainta spre el, îndreptând spre pieptul lui un revolver automat, a cărui țeavă se prelungea cu un bulb negru și sinistru. Ochii intrusului erau fix și reci ca moartea. Ibara abia a avut timp să distingă flacăra scurtă a acelei arme îngrozitoare. Simți vagă o vibrație în cap și muri într-o fracțiune de secundă. Pentru Toro, pentru Evangelina, Henan și pentru ceilalți, murmură domnul Doland, pentru toți cei pe care i-ai murdărit și i-ai dezonorat. Justițiarul pătrunse în fortăreața ambasadei, profitând de recepția mondenă. Acum se făcuse dreptate de plină la Miami. Avea să iasă la fel de liniștit, apoi să dispară, fără să lase altă urmă decât cadavrul lui Jorge Ibarra. Omul care fus pusese la cale lovitura demențială de la Key Biscayne, acum factura fusese plătită. Sfârșit.